Bună ziua tuturor, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor miniștri, stimați primari, președinți de raion, invitați, colegi și prieteni. Acum 2 ani, pe data de 8 februarie, Guvernul Republicii Moldova a instituit sărbătoarea profesională Ziua Autonomiei Locale și Alcătorului din Administrația Publică Locală. Și-a luat atunci decizia respectivă guvernul în funcție cu colegul și prietenul nostru, domnul Vlad Filat, în semn de apreciere pentru munca pe care o depuneți zi de zi. Sunt conștient de problemele cu care vă confruntați, dar totodată știu că depuneți energie, eforturi pentru rezolvarea problemelor comunităților pe care le conduceți. Și vreau să vă asigur și cu acest prilej de deschiderea noastră totală și sprijinul nostru pentru a schimba lucrurile spre bine, după cum meritați dumneavoastră, dar așa după cum merită și cetățenii din țara noastră. Pentru mine este o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră, alături de colegi și prieteni, alături de oameni pe care îi stimez și pe care îi prețuiesc. Aș vrea să îi salut cu multă căldură pe toți primarii, viceprimarii, președinții raioanelor și consilierii prezenți. Aceștia sunt oamenii care poartă pe umeri responsabilitatea pentru bunăstarea comunităților. Autonomia locală a fost recunoscută în legislația moldovenească, dar există încă multe constrângeri legale și administrative care limitează capacitatea autorităților locale de a le soluționa, în nume propriu, o parte importantă din serviciile publice destinate cetățenilor. Și ca să anticipez câteva întrebări care vă preocupă, am să mă refer în cele ce urmează la două subiecte. Aplicarea legii finanțelor publice locale și ce am făcut în 2013 pentru a vă susține activitatea. În ceea ce privește aplicarea legii finanțelor publice locale, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că am decis, împreună cu colegii din Parlament, după ce ne-am consultat și în cadrul partidului detaliat, să aplicăm această lege în regim de testare în acest an în 3 raioane și în municipiul Chișinău. Testarea acestui sistem ne va permite să identificăm lacune firești unei transformări deloc simple, ambițioase și de anvergură. De altfel, chiar în prima lună de testare au fost depistate mai multe neajunsuri. Simulările inițial efectuate de Ministerul Finanțelor diferă de situația concretă din diferite primării. Și anume, acum este momentul oportun să corectăm anumite realități care inițial nu au fost luate în calcul. Ce am realizat în 2013? Anul trecut au fost anulate limitele la convorbirile telefonice și stațiile de telefon, precum și limitele la kilometri parcurși cu mașina de serviciu pentru administrația publică locală. Acestea sunt stabilite în prezent de consiliile locale sau raionale. Am abrogat hotărârile de guvern care impuneau autorităților locale un anumit tip de organigramă și personal. Am majorat atât cât ne-au permis modestele resurse bugetare salariile primarilor. Știu că nu vi s-a oferit ceea ce meritați, dar este un pas oricum înainte. Au fost operate un șir de modificări la mai multe acte normative care își propun să îi responsabilizeze pe aleșii locali, și anume organizarea trimestrială a întâlnirilor cu cetățenii, prezentarea unui raport de activitate anuală a fiecărui consilier local sau raional, organizarea obligatorie de către consilieri a audienței cu cetățenii. Mai multe proiecte de acte normative sunt în proces de avizare în ministerele noastre sau prezentate deja Parlamentului spre examinare. Modificarea regulamentului privind întreprinderile municipale, și anume posibilitatea ca în calitate de fondatori ai unei întreprinderi municipale să fie una sau mai multe autorități locale. Scopul acestor modificări este impulsionarea cooperării intercomunitare în prestarea serviciilor publice și chiar regionalizarea acestora. Decentralizarea patrimonială, și anume un pachet de legi privind delimitarea și administrarea patrimoniului public. La acest subiect mai avem încă mult de lucru în identificarea și înregistrarea patrimoniului care ar urma să fie transmis către autoritățile locale, sporând în acest sens baza impozabilă atât la nivel local,
cât și la nivel național. Unele ministere din Moldova au în gestiune mii de hectare de terenuri care nici nu sunt înregistrate, nici nu sunt folosite conform destinației. Urmează să identificăm aceste resurse funiciare și să le transformăm în proprietate ale primăriilor. Excluderea avizării statelor de personal autorități locale de către Cancelarea de Stat. Dorim ca prin excluderea acestei proceduri să sporim și gradul de responsabilitate a domniilor voastre în elaborarea organigramelor primăriilor și consiliilor raionale pe care le conduceți. Stimați prieteni, în societatea noastră primarii sunt unicii purtători ai puterii suverane a cetățenilor, fiind singurii funcționari aleși prin vot direct de către cetățeni. Anume de aici trebuie să înceapă modernizarea reală a societății moldovenești. Urmează o perioadă foarte importantă și responsabilă în edificarea unui sistem de administrație locală eficient și profesionist. Acțiunile pe care trebuie să le realizăm în domeniul administrației publice locale în viitorii 2 ani sunt acele care trebuie să servească de temelie pentru dezvoltarea sectorului în următorii 10-15 ani. Descentralizarea va permite o îmbunătățire palpabilă a vieții cetățeanului. Deși pare o afirmație banală, acest aspect este esențial în construcția oricărei politici de descentralizare. Cetățeanul trebuie să știe cine este responsabil pentru furnizarea diferitelor servicii, cum sunt formate prețurile acestora și cine e responsabil de calitatea lor. În al doilea rând, ca urmare a procesului de descentralizare, cetățeanul va avea un control mai bun asupra activității autorităților administrației publice locale alese. De asemenea, oamenii vor putea participa direct la luarea deciziilor de către autoritățile locale. În contextul dezvoltării regionale și a proiectelor care sunt desfășurate în acest sector, este foarte important să nu uităm de componenta economică a acestor proiecte, și anume crearea locurilor de muncă și generarea de profituri la nivel local. Desigur, este foarte importantă și refacerea infrastructurii fizice, dar fără o sursă proprie de venit la nivel local, această infrastructură va degrada și vom fi nevoiți, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să investim noi resurse financiare în acest sector. În acest sens, sunt bucuros că acum câteva zile la Chișinău s-au aflat în vizită președinția două cele mai importante bănci de dezvoltare din Europa, președinții Băncii Europene de Investiții și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Parcursul nostru european este de neimaginat, fără de susținerea masivă de care ne bucurăm de la aceste două bănci, dar nu doar de la ele. O mulțime de proiecte se desfășoară în diferite domenii. Drumuri, energetică, creditare, aprovizionare cu apă, mediul de afaceri, educație și altele. Investițiile făcute cu sprijinul acestor instituții financiare sunt vitale pentru oameni, dar și pentru economia Republicii Moldova, deoarece infrastructura energetică a drumurilor și a apei duce la crearea unor noi locuri de muncă pentru cetățenii noștri și fac viața oamenilor mai bună. Din 2009 încoace am reabilitat aproximativ 150 de kilometri de drumuri. Până în 2017, doar grație finanțării oferite de BERD și BEI, vom avea resurse ca să reabilităm alte 350 km de drumuri naționale. În ceea ce privește aprovizionarea cu apă, cu susținerea BERD, vom extinde rețeaua în următorii ani a peductul Soca-Bălț și a peductul Mânașul Comrat. De asemenea, guvernul a asigurat resurse pentru lucrări de reabilitare a arteriilor principale din municipiul Chișinău, care urmează să înceapă în primăvara acestui an, precum și resurse pentru un proiect de alimentare cu apă a municipiului Chișinău. În total, cu suportul guvernului, doar municipiul Chișinău va beneficia de o finanțare de la BERD și BEI în sumă de 82 milioane euro. Transportul public de la Bălți, un alt proiect extrem de important desfășurat cu susținerea celor două bănci. Locuitorii municipiului Bălți, în sfârșit, vor avea un sistem de transport public mult mai bun și modern din bani europeni. Stimați invitați, bănuiesc că nu voi spune un lucru exagerat atunci când voi afirma că reforma în administrația locală a întârziat cu vreo 10 ani. Problemele cele mai importante încă și așteaptă rezolvarea.
Dacă vrem să facem reformă în administrație, nu ne mai putem mulțumi cu pași mici și cu jumătăți de măsură. Trebuie să fim sinceri și să avem curajul să ne asumăm decizii majore. Avem în fața noastră un an extrem de important pentru viitorul Republicii Moldova. La acest lucru s-a referit și domnul președinte Vlad Filat, dar sunt convins că cu toții ne dăm seama de faptul că acest an este critic și crucial pentru viitorul și destinul Republicii Moldova. Anume, în acest an trebuie să decidem dacă mergem înainte și modernizăm Republica Moldova sau ne oprim din ceea ce am realizat. În acest an sunt convins că vom reuși să ducem la bun sfârșit mai multe proiecte inițiate anterior. Vom lansa noi proiecte. Mă bucur că suntem aici la Ungheni, care este o zonă simptomatică, dacă doriți, pentru aceste procese pozitive. Sper să putem reveni cu dumneavoastră aici în câteva luni pentru a sărbători darea în exploatarea gazoductului Iași-Ungheni și pentru a putea beneficia de livrări de gaze de alternativă și sunt convins cu prețuri mult mai accesibile pentru cetățenii, pentru început din raionul Ungheni și eventual raionul Nisporeni. Tot aici, la Ungheni, în acest an urmează să demarăm cel puțin lucrările de construcție a unui nou pod care va lega nu doar Ungheni, dar Republica Moldova, economia, cu restul Europei. Va fi încă o arteră suplimentară care ne va facilita această comunicare, dezvoltarea comerțului, a economiei. Am venit astăzi pe drumul Chișinău-Ungheni. Am văzut că este un drum depășit. Iată că mă bucur că în luna aprilie, cel târziu în luna mai, vom demara lucrările de reabilitare și pe acest drum. Dar nu doar pe acest drum. Astfel încât cetățenii noștri se vadă schimbări palpabile, tangibile în viața lor zi de zi. Dar anul acesta se va desfășura și sub auspiciile, dacă doriți, a unei lupți pentru mințile și creierii cetățenilor din Republica Moldova. Nu e suficient să realizezi mai multe proiecte și, așa după cum spuneau colegii și domnul președinte Filat, nu există nicio localitate unde în ultimii 4 ani nu s-ar fi realizat anumite proiecte. Dar nu e suficient să le realizezi, trebuie să comunici. Trebuie cetățenii noștri din fiecare localitate să știe ce s-a întâmplat la ei în sat, dar ce se întâmplă în Republica Moldova. Pe acest motiv trebuie, pe de o parte, să continuăm aceste activități de realizare a proiectelor și, pe de altă parte, să comunicăm. Să comunicăm ce am reușit, să comunicăm ce înseamnă acordul de liber schimb și acordul de asociere pentru cetățenii din Republica Moldova, pentru fiecare categorie, pentru fermieri, pentru profesori, pentru pensionari, pentru tineri în mod special, pentru autonomia locală la fel. Va fi un exercițiu deloc simplu. Noi la guvern finalizăm acum pregătirea unor materiale concludente, cu cifre, nu cu elemente speculative și manipulative, așa cum fac oponenții noștri comuniștii, nu cu tot felul de promisiuni de 7, că au fost tot la putere 8 ani și nu au realizat nimic, ci încă o dată cu cifre și cu fapte care vor demonstra pregnant că doar prin acest parcurs european noi putem aduce schimbarea spre bine în Republica Moldova. Dragi colegi, dar acest lucru este posibil, această comunicare cu fiecare om, doar dacă vom avea susținerea și sprijinul și implicarea foarte activă a dumneavoastră. Noi vom face tot ce e posibil ca pe linie de guvern, pe linie de partid, cu oameni specialiști, experți în domeniu, să ajungem în fiecare raion. Să ajungem în cât mai multe localități din Republica Moldova în săptămânile și lunile care vin. Dar, încă o dată, fără susținerea dumneavoastră și fără implicarea dumneavoastră, acest lucru va fi imposibil. Pe acest motiv, îmi doresc foarte mult să avem o agendă și o comunicare foarte activă, astfel încât, încă o dată, ceea ce am făcut noi 4 ani, în ce credem noi cu toată tăria,
că doar parcursul european, că doar agenda europeană ne poate oferi modernizarea Republicii Moldova, construirea unei societăți unde nu va mai fi acest flagel al corupției, unei societăți unde cetățenii vor crede că aici, la noi acasă, există un viitor pentru ei și copiii lor. Eu sunt convins că noi vom reuși. Noi suntem cei mai mulți, suntem cei mai buni și trebuie să fim și în continuare cei mai puternici. Vă doresc și ne doresc succese!